vreau să mai vedem un subiect, pentru că se tot discută despre spațiul Schengen. Se pare că România a intrat în linie dreaptă pentru aderarea la Schengen terestru. Deși de mulți ani țara noastră primește promisiuni că va avea granițele deschise, realitatea a fost diferită. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat recent că din primăvară nu vor mai exista controle la graniță. Cel puțin asta spunea ieri. Asta pentru că decizia de integrare ar putea fi luată chiar înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale din țară. Pe de altă parte, vine o nouă reacție din partea lui Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, cel care susține că există 3 scenarii în care țara noastră va fi membră Schengen și pe plan terestru. Discutăm în aceste momente, pentru că ni se alătură acestei discuții, și europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule Negrescu, avem cele 3 scenarii, avem și un carton pregătit, o să rog pe colegii mei să îl arătăm pe ecran în momentele următoare. Scenariul 1, înțelegem așa că până la finalul mandatului actualei Comisiei Europene, mai exact până la data de 1 decembrie, ar putea fi adoptată la nivel tehnic o decizie privind intrarea completă a României în zona de liberă circulație. Despre acest scenariu vorbea ieri și premierul Marcel Ciolacu, nu? Apoi avem scenariul 2, cel în care se așteaptă o nouă componență a Comisiei Europene și se aprobă în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne sau poate chiar în cadrul reuniunii ministeriale o decizie privind aderarea României la spațiul Schengen. Iar cel de-al treilea scenariu, cel pe care cu siguranță nu ni-l dorim, este ca această decizie de intrare a României în Schengen să fie amânată din cauza situației politice din Bulgaria. Am văzut acolo ce s-a întâmplat, cred că este al 7-lea rând de alegeri în ultimii ani, a presiunii partidelor populiste din anumite state membre, vedem ce se întâmplă în Austria, sau invocându-se apariția unor evenimente de securitate neprevăzute, spuneți dumneavoastră într-o postare. Dar care ar fi totuși șansele să intrăm până la urmă anul acesta, adică să fie luată decizia anul acesta și să se întâmple asta probabil de la începutul anului viitor? Cât de sigur e, adică, scenariul 1? Eu cred că sunt șanse tot mai mari pentru ca România să intre în spațiul Schengen pe cale terestră și ne dorim acest lucru. În sensul acesta urmează în câteva zile o întâlnire între ministrii de interne, ministrul de interne al României cu ministrul de interne al Austriei și cel din Bulgaria și Ungaria, pentru că Ungaria deține președinția Consiliului Europene, și acolo vom afla practic pe ce scenariu se va merge. Va fi ce mai probabil scenariul 1 sau scenariul 2, așa arată lucrurile în prezent, dacă nu intervine ceva. Și suntem în această situație pentru că am reușit o coordonare mai bună a eforturilor noastre și la nivel național, la nivel guvernamental, dar și la nivel european. Și mai mult decât atât, rezultatele pe care le-am obținut prin intrarea noastră pe cale aeriană și maritimă încep a fi recunoscute inclusiv de partenerii din Austria. Veți auzi în zilele următoare și declarații venite chiar de la ministrul de interne austriac, care recunoaște rezultatele obținute de România, și acest lucru ne dă motive să fim încrezători în obținerea acestui obiectiv de foarte mult timp așteptat de România. Pe de altă parte, domnule Negrescu, dacă ne uităm la declarația ministrului de interne, cel care vine din Partidul Național Liberal, domnul Cătălin Predoiu, spune așa că nu este luată o decizie, cel puțin la nivel formal. Da, la nivel formal nu este luată o decizie, de aceea am preferat și eu, inclusiv în postare, să fiu precaut, să prezint variantele posibile. Eu cred în transparență, în ceea ce înseamnă efortul pe care face România pe zona aceasta europeană și internațională. Asta ne dorim, să informăm corespunzător pe români. Acum 2 ani, din păcate, când am primit acel veto, nu a existat o comunicare prea transparentă în ceea ce înseamnă negocierile care se purtau la vremea respectivă. Ori noi credem că lucrurile trebuie să fie în văzul lumii, oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, eforturile care sunt realizate în acest sens. Acum trebuie să vă spun că există un sprijin consistent și din partea Comisiei Europene și din partea comisarului actual, Ylva Johansson, dar și din partea celui care va ocupa acest portofoliu în viitoare a Comisiei Europene, comisar desemnat de Austria. Lucrăm pe toate planurile și de aceea avem această speranță. Evident, nimic nu este închis până când totul este închis. Urmează discuții detaliate despre ce urmează să facem. Noi aici, la nivelul Parlamentului European, eu fiind și negociatorul șef privind bugetul Uniunii Europene, am solicitat creșterea bugetului european pentru securizarea frontierelor, un demers așteptat de partenerii din Austria, dar solicitat inclusiv de partenerii din Bulgaria, o creștere de câteva zeci de milioane de euro, care cu siguranță ne va permite nouă tocmai să avem sprijin suplimentar pentru a respecta standardele Schengen și astfel și Austria și ceilalți care sunt reticenți să vadă că se depune efortul în acest sens, efortul consistent.
Domnule Chirteș, cine ar putea să beneficieze din punct de vedere electoral de o astfel de decizie, dacă este luată poate până la finalul acestui an? Să spunem că primim ok-ul, primim confirmarea, cine beneficiază? Candidatul PSD sau candidatul PNL pentru prezidențiale, electoral vorbind? În primul rând, cine beneficiază real sunt românii. Cred că este un proiect, intrarea în spațiul Schengen, un proiect al tuturor și susținut de toate partidele democratice. Așa cum ați amintit, doar partidele populiste, partidele extremiste au o poziție contrară, însă, repet, partidele care respectă democrația și le cunoaștem, care sunt și în Parlamentul României, cu toate au pus umărul la un moment dat pentru ca România să intre în Schengen. Însă ne bucură faptul că, așa cum spunea și președintele Ciucă, iată, începem să avem un sprijin real, așa cum spunea și comisarul de semnare către Austria, care susține întru totul și a recunoscut că România a îndeplinit condițiile pentru intrarea în Schengen. Cred că și din punct de vedere economic și nu numai, România are de câștigat și românii au de câștigat. Pentru ca un candidat politic să-și aroge singur meritele intrării în spațiul Schengen, cred că este un lucru deplasat. Au fost echipe întregi de negociatori, începând de la guvernul României, președintele României, europarlamentari, parlamentarii români în întâlnirile cu ceilalți parlamentari în grupurile de prietenie sau alte întâlniri au susținut acest lucru. Nu cred că trebuie nimeni să-și aroge personal intrarea în Schengen. Este un efort al tuturor forțelor politice democratice din România. Da, domnule Seidler, am văzut foarte multe opinii în ceea ce privește intrarea în spațiul Schengen, inclusiv că acum au nevoie de noi și de aceea ni s-ar permite, în sensul în care înțelegem că pe linia graniței cu Ucraina au venit foarte multe companii care se pregătesc acolo să-și deschidă tot felul de fabrici, de materii prime pentru reconstrucția Ucrainei, un semn că pacea ar putea fi aproape, spuneau aceste opinii, și cumva mari investitori din alte state europene nu-și doresc ca ai lor angajați să stea la colț și să aibă pierderi, prin urmare deschid granițele pentru noi și ne permit intrarea în Schengen. Astea toate sunt niște discuții și niște presupuneri. Adevărul este că până când nu veți vedea din partea guvernului austriac o poziție publică și fermă prin care să spună da României și Bulgariei în Schengen, până atunci toate astea sunt doar niște abureli de campanie. Ați văzut un asemenea comunicat din partea guvernului Austriei? Da, vă ascult nu. În continuare, domnule Seidler. Eu spuneam, nu există un asemenea comunicat din partea guvernului Austriei, deci toate acestea sunt niște promisiuni, niște vorbe de campanie. Adevărul este că nu președintele vorbitor de limba germană a României nu s-a dus în Austria, deși putea să o facă, și adevărul că acesta este președintele care l-a numit și pe domnul Ciolacu premier, și este președintele care se află și în spatele domnului Ciucă. Despre asta vorbim concret. Restul sunt povești de adormit copii, sau cel puțin așa cred ei, că o să ne adoarmă cu așa ceva. Da, lăsăm